Zia Zema, ce ai spus atunci? O chem pentru poveste. Iertați-mă, asta înseamnă să te simți acasă! Linge-o repede că-i tosu. Ei, da pe pantalon, porcule. Suge și din pe pantalon. Nu, it's ok. It's ok. Am fost singur acasă azi, it's ok. Dar aș putea că... Nu, chiar am stat liniștit. Dar îmi face plăcere. Nu, n-a fost el la tine acasă. Nu mă deranjează, știu cum e să... Vai, mulțumesc. Toată viața am... Nu, n-aș putea. Nu că nu vreau. Bine, nu mai fac. Copilule, stai un pic că nu... N-am așa pe să mai regizez faze din astea fizice. Bună seara, bine ați venit la fizice. Nou episod din cel mai podcast epic, singura emisiune de sit down comedy drink și cel mai făcut cucu aici din... Te rog să ai grijă. Dar nu-i vina mea, pentru că bogatul ăsta a pus două ladie, dale, cum dracule zice, dale carnavalului și nu le-a cimentat. Numai le-a pus așa pe iarbă și alunecă. Bă, tu ești normal, eu nu știu cum să plantez mai multă verdeață și pomi în natură și tu mă întrebi de betonat. Te-ai gândit că dacă nu-l betonezi, crește iarba pe dedesubt? Da, o pot mișca. Te-ai ridicat tu intempestiv cumva. Bă, copilule. Hai că sunteți simpatici. Nu, du-te la mamă ta până te chem eu, când că nu vorbesc despre tine, despre isprava ta. Da, nu face nimic cu aia. Poți să te joci? Vrei să rămâi aici la lumină sau te duci acolo la fete? Vezi că învață bine, după aia o să ceară să fie chelneriță. Fii atent. E ok. Da, și eu am fost chel... Așa mi-am făcut primii bani. Într-a 11 și eu am fost, Dana. Și te eu. Tu vrei un viitor mai bun pentru ea. Și te întorci înapoi când zici ce ai zis în Italia, așa am râs, bine? Și eu zici la Cezar, uite-te la Cezar la cameră și o zici acum. Unde rămas? Bună seara și bine m-am... Am zis toate astea, Bă, ce vreau să vă întreb? Că n-am deschis subiecte. Și zi la mamă ta că de seară să te curi mai devreme că... Orgia perfectă. Îți imaginam vreodată? Mă! Da. E super, dar stai, am rămas cu Italia de era cu copilul, cum vrei să-l alung? Scuze-ne, dar am schimbat subiectul. Asta cu orgia perfectă e bună. Da. Adică tu stai acolo până când zici că vii la mine. Mai mult o chestie sexuală sau mai mult o chestie de ego și de extravaganță? Nu. E puțin că la mine ar fi mai mult de extravaganță. La mine e chestie de noroc. Bă, femeie, ține-ți copilul! Toți chestii de noroc. Bă, da, te potolești odată! Tu nu vezi că copilul deja vrea să se bage? Imaginezi așa să... Uite cum am fi aici, dar să bem nu din cutii și din sticle, să bem din niște coarne aurite de rinocer pe cale de dispariție. Rinocerb. Ceva, deci să ai și impact asupra mediului odată. Să fie mai mult opulență decât pulență propriu-zisă. Aia, numai puțin. Am înțeles, da. Adică... cumva să afectezi, să fie impactant asupra mediului, nu numai că nu perpetuezi o specie. Nu să fie impactant, dar cumva să pârjolești câmpile sau otrăvești fântânile înainte să-ți faci tu orgia. Deci tatăl... Să furi caie, da. Să fie decadent, dar nu... Dar știi, nu, problema mea, știi care e problema mea? Că la orgie, chiar dacă sună pompos orgie, poți să pici cu fata cu care nu-i fain. Sau fetele. Sau fetele. Trești de la una la alta și piști tot. La aia care nu face nimic, aia nu face niciun sunet, aia nu se mișcă nici cum. Și aia care e operată, și pici aia care e femeia de serviciu. Piști pântuneric la trei care nu-ți plac. Deci e chestie de noroc aici. Și știi cum e? Lasă-mă să continui. Știi cum e? Când stai la... Nu știu cum e când stai la orgie. Nu, că vreau să știu la ce s-a operat femeia lui. Că dacă mai continuăm cu orgia sau nu. Dacă e operația... Nu, opriți! Dacă e operația suficient de mare, oricum e rău. Opriți-vă! Opriți-vă, continuăm cu... Stai-mă un pic, opriți-vă. Mă, stai să vă zic ideea mea. Să zică, mă, ideea. Ema, stai. Cucu vorbește despre orgii. Rămâi sau te duci la fete? Hai să vie în episodul următor. Lasă-o să se joace cu desfăcătorul de alcool. Tu, am și o limită totuși. Mă, știi care e faza? Că în orgie, presupun, eu de-aia n-am fost niciodată, că presupun, cum e să stai în orgie pe întuneric, să-ți faci treaba acolo și să auzi o voce alte fete? Ioi, da, așa. Nu, parcă nu-i bine, parcă nu te simți bine. Dar de ce pe întuneric? Păi așa e fain la orgie, pe întuneric. Nu știu ce să zic. Nu, eu, din ce am urmărit eu pe site-urile specializate, mie îmi place cumva ca toată lumea să fie fericită. Adică toată lumea să fie mulțumită. Să-i vezi fericit și că le place să fie acolo. Da, da, corect. Ei în străinătate au o istorie de sute de ani vis-a-vis de asta. Da, noi acum suntem mai rușinoși. Noi începem cu lumina stinsă. Nu, stinsă, difuză, așa, să ai dimmer de la, cum se cheamă, la...
e un picuț, un picuț. Să vezi cum arată, așa. Că nu, poate nu-ți plac. Să vezi cum arată, nu foarte mult, numai un pic de lumină, să vezi dacă e bărbat sau femeie. Numai un pic, dar numai un pic, asta am văzut, să vezi cum arată ce? Fața? Fata. Silueta, deși în ziua de azi vorbește fără diacritice. Poți să și, fata. Poți să și greșești. Dar bă, mă gândeam la un moment dat că de aici mi-a venit ideea. Era înregistrarea aia cu Gigi Becali că Oancea să se uite. Cred este și asta, este și aia. Nu știu dacă e un sport cu spectatori. Să se uite. Poate acolo ar veni extravaganța. Că după un timp, după ce te faci orgii ani de zile, nu mai ai ce să mai aduci nou, știi? Zi la bebe că filmezi. Pica, lasă pe bebe. Bebe, filmează. Știi cum e? Lasă-mă că nu-l plătit pentru, da, pentru apariție. Pica la vânători. Și la orgie trebuie să începi ca gonaș. Știi care își fac, da. Și le sperii. Și după aia, după două, trei din astea în care tu mă faci și alea goale fac și să duc unde trebuie și fac ce trebuie. După aia vine șeful și zice: tu ne-ai aruncat mistrețul în față, tu vii cu noi la f*** acum. N-am vrut la să... ce? La... la gonit. Noi, eu credeam că scot la țară, la f*** se zicea la gonit. O gonit-o pe aceea noapte, o guda. Da, o gonit-o înseamnă să o alergi, nu înseamnă să no, faci. No, no, nu, no, no. Pentru că nu era consensual. Era vorba de... Era vorba de, de forță. Nu vreau și am gonit-o. Serios, la hodi și așa era. O gonit-o azi noapte, o șezu... Știi cum o șezu guda? Nu m-o șezu cu picioare de sus. E din ciclu. Eu am dat-o afară, guda? Dar m-am ținut de ea. Guda. Nu vreau să nu vreau să gândesc de la ce zicea guda, ca de la brânza guda. Hai, no, nu cred că am ridicat nivelul atât de mult. Am ridicat nivelul discuției. La guda este acea brânză maturată. Nu, că vorbim de lactate, de import. De origine. Nu, ăsta e kefir. Se vorbea de gudă de cățea. Cățea, la țară guda e cățaue. Și curva de cățaue, așa au șezut afară scroafa, au șezut ca guda. Și auzi, știi unde o gonit-o? Știi unde o gonit-o? Am să am... Nu. Nu, la Hotel Cappuccino, mă, știi care e Hotel Cappuccino? Lângă Expresso. Nu, eu când am auzit prima dată în anii 90 Hotel Cappuccino și noi nu înțelegeam ce-i. Ce e? Căpițele de fân de pe lângă discoteca era Hotel Cappuccino. Căpița de fân cu lampă roșie? Da, fii atent, de la Hodiș, de la Morlaca, te duceai la Valea Drăganului unde era cea mai tare discoteca. Deci am uitat traseul, îmi dai share, partajează-mi locația. Locația. Valea Drăganului avea o discotecă foarte șmecheră și acolo meream tot și erau niște căpițe pe lângă Căminul Cultural, căpițele se numeau Hotel Cappuccino și acolo gudele și deau ca să le gonească picioare. Și de aia să l-au... și în rând cu lumea. Și... Bob, de aia luau foc căpițele, că tu erai cu bețișorul cap pe vremuri și făcea rrrr și luau foc. Stăteai acolo cu Iasca și bine. Hai, dă-ți și sau dacă erai tip romantic, erai la vremea respectivă mi-era frică, ca așa cum, de altfel și nu stăteam și... Dar voi ați întâlnit femei la care nu le arde bujia din prima? Și? Nu vi se pare ciudat? Ba da, dar atunci faci ca la... Să te dai la cheie. La benzină e altfel. La alea la care nu le ia fă bujia din prima, ții ca la diesel. Care pe benzină? Pe benzină sunt curvele, alea cunoscute. A mea are motor electric. Are Tesla. Mm. Să vedeți pe gaz cum e. Pe liniște, dar ține mult. Da, ține puțin. Da, și ia și span. Ia și span repede. Dar bă, la gaz e mai nasol, că la gaz după o anumită temperatură trece pe gaz, știi? Și acolo trebuie și acolo ia trebuie să aibă diuza perfectă care să scoată gazul cât trebuie. Exact. Că altfel ardeți amândoi într-o dragoste eternă. Și asta e ca la diesel, mă, la diesel dacă care nu arde, care nu se aprinde, la care să aprinde bujia cuc, pui și ții pe bujie ca la diesel, mă. Încălzești un pic amestecul, după aia îi dai în injector. Dar nu că la bujie știi cum faci la motor, faci cu bricheta să se usuce. Oare să faci și la femeia așa, nu mere, numai un pic. Eu aveam o problemă foarte serioasă pe care am observat-o săptămâna asta în timp ce duceam gunoiul la mine în parcare în spate. Și cum mă plimb eu ducând gunoiul umil cu capul în pământ, observ pe jos foarte multe prezervative. Adică neobișnuit de multe, în 20 de metri cel puțin 5. Adică le țâi pe geam, după ce faci sau ce? Cred că se întâlnesc. Tu nu stai lângă curțile alea de țăgani de acolo? Nu. Stai la baza, da. La baza căii turzii. Și nu, să f*** ca cânii pe sub mașini.
Și tot nu se explică pentru că sunt prezervative, deci contraceptive, deci chestii da. Să nu faci copii. Dar întrebarea mea, pe care da. Un pic întrebarea mea, sunt înodate? Nu, sunt una câte una, sunt prezervative, dar nu eu, sunt ambalajele. Eu, nu, eu le nod, mie mi-e groază să nu știi. A, atunci înseamnă că erau, dacă nu sunt înodate, înseamnă că erau ceva copii care făceau animale din baloane. Și ce poți să... Tibi, erau prezervative sau baloane de alea din care face clown în parcul mare? Cred că era ceva, ceva clown aspirant, știi, care își făcea... Erau goale sau în formă de girafă? Făcea mâna, că nu putea trece din prima la balon de la cârnat. Nu m-am uitat, erau pe jos. Deci Cezar mai are o secundă să urle 10 minute sau face umbre pe păre. Ce, mai ai, mă, tu știi câte prostii mai avem? Câte bandă mai ai? Las că mai facem o ediție. N-ai tu bandă câte prostii Oricum, avem, suntem neserioși. Le-am promis oamenilor care se uită la noi data trecută că o să vorbim de chestii grave. Chestii de Italia și ați trecut la orgii. Tu le-ai promis. Păi da, orgiile de acolo vin, de la strămoșii italienilor. Ai auzit de Canicula sau Caligula sau ceva de genul ăsta? Canicula în Caligula, da. Da și Cagula, mă. Cagula e cea mai rea. Când vine la Cagula. Cumva ne-a eludat elocvența, vă rugăm să ne scuzați. În episodul următor va fi mai bine, vă rugăm. Eu tot vă povestesc de ce mi s-a întâmplat în Italia. Să foarte vă fain. Abonați la canalul nostru să ne urmăriți peste 3-4 zile. Până atunci vă mulțumim pentru sprijin, pentru Patreon, pentru Facebook, YouTube. Noapte bună, copii! Și ce e frumos este că știți că va continua podcastul pentru că trebuie să ajungem la poveștile lui Bob. Mă, nu uitați să plătiți, că de-aia am făcut Patreon. Nu mai trântiat. Iartă-mă, eu la altceva mă gândesc. Ai microfon acolo. Da, în ce scuze. Fiți atenți, stați un pic. Știți cum există, te duci în barul și întrebi cola. Dom'le, Coca aveți? Pepsi. Sau Pepsi aveți, mă, cola. Nu știu ce. No, exact așa e emisiunea asta. Emisiunea asta este cola, Coca-Cola. Iar restul pe care le vedeți is American Cola și Rio Cola. Aveți grijă ce eu aș zice că îi Adriatica. Că emisiunea asta e sare de baie sau Cox față de celelalte. Nu e diferență numai Coca-Cola, Cox. Eu cred că e sirop cu sifon. Tu sifon? Sirop cu sifon. Cu sifon am înțeles tu sifon. Hai să povestești ce ai zis în Italia. Hai la o trecut deja.